O pisică din Rusia are parte de o căsuță special creată pentru ea, chiar de stăpânul sătul de mobila stricată și de covoarele distruse de ghearele felinei. După ce s-a străduit luni de zile să găsească modelul potrivit, proprietarul pisoiului a ales să construiască un tank. Orice proprietar de pisică știe că pe lângă părul pe care îl lasă peste tot, felinele au și obiceiul de a-și ascuți ghearele pe obiectele din casă. Canapelele, fotoliile și covoarele sunt în general preferate de animale. Așa că Ivan Veriasov a cântărit bine situația și a ajuns la concluzia că pisicii îi trebuie oferită o alternativă serioasă. В итоге много разных было мыслей по этому поводу и, так сказать, и разных моделей и всяких штук там, городочков и так далее. В итоге мы остановились все-таки, наверное, на чем-то таком, на чем-то механическом, интересном, движущемся. И в итоге мне пришла в голову идея собрать именно танк. Nu e clar dacă pisica a fost de acord sau nu cu ideile stăpânului, de profesie inginer în Novosibirsk. Cert este că s-a ales cu un tank de toată frumusețea. Cântărește 50 de kilograme, are o lungime de 85 de centimetri și e lat de 70 de centimetri. Vehiculul a fost învelit în tot felul de materiale menite de a-l face pe pisoi să-și ascută ghearele în tank și nu în alte locuri din apartament. În plus, se pare că îi place și mezinei familiei. Орудие, грубо говоря, ее деятельность, это ее игрушка, в которой она будет тратить свои силы, не царапать вам мебель, не царапать вам руки, потому что она будет все силы тратить здесь, на нем именно. Rămâne de văzut dacă socoteala de acasă se va potrivi cu cea din piață. Însă, cel puțin pentru moment, pisica, cărei curiozitate e proverbială, pare intrigată de noua jucărie pe care o analizează pe toate părțile. Și poate, dacă va avea succes, inginerul, posesor de pisoi mulțumit, se va gândi să-și extindă creațiile și să-i ofere felinei și alte modele de locuință.